astăzi, lecția de astăzi, se adresează în principal elevilor claselor a 8-a și are ca temă complementul circumstanțial de cauză. Lecția noastră este o lecție mixtă, putem să-i spunem așa, pentru că o parte dintre cunoștințe vizează cum și cunoștințele voastre de anul trecut. Am să încep prin a vă prezenta o imagine. Toată lumea cunoaște pe motanul gras, roșcat, căruia îi place lasagna, pizza, dar urăște curele de slăbire și nu suportă zilele de lung și se iubește chiar pe el însuși. Bineînțeles, ați ghicit că este vorba de Garfield. Din ce cauză Garfield nu dorește să ducă la bun sfârșit o sarcină dată de stăpânul lui? Garfield nu dorește să ducă la bun sfârșit nici o sarcină de lene. Am subliniat substantivul lene, precedat de prepoziția simplă de. Din ce cauză nu duce la bun sfârșit? Din cauza lene sau de lene. Astăzi vom vorbi despre complementul circumstanțial de cauză, așa cum v-am spus. Începem cu definiția. Complementul circumstanțial de cauză este partea secundară de propoziție care arată cauza unei acțiuni, a unei stări sau a unei însușiri. Răspunde la două întrebări. De ce, din ce cauză, elevul a fost pedepsit pentru a nu-și fi scris tema, din ce cauză a fost pedepsit pentru a nu-și fi scris temele, sau din ce pricină ei au fost amendați pentru încălcarea legii. Din ce pricină au fost amendați pentru încălcarea legii. Unii dintre voi mai pun întrebarea de ce, dar acolo ar putea să se confunde cu întrebarea pentru complementul indirect. Trecem la ceea ce determină complementul circumstanțial de cauză. El determină un verb predicativ personal și am dat aici trei exemple. Tremura de emoție, din ce cauză tremura? Din cauza emoției, de emoție. Plângea de supărare, din ce cauză plângea de supărare? Ei n-au mâncat de rușine, din ce pricină sau din ce cauză n-au mâncat de rușine. Poate să determină o locuțiune verbală, nu și-a dat seama de greșeală, din neatenție, avem o locuțiune verbală, nu și-a dat seama, din ce cauză nu și-a dat seama? Din neatenție. A luat-o la goană de frică. Din ce cauză a luat-o la goană de frică? Nu s-a ținut de cuvânt de lene. Din ce pricină nu s-a ținut de cuvânt de lene? Avem aici, observați, cele locuțiunile verbale. Nu și-a dat seama, a luat-o la goană, nu s-a ținut de cuvânt. Poate să mai determine un verb sau o locuțiune verbală la un mod nepredicativ, greșind din neatenție, n-a fost pedepsit, din ce cauza a greșit din neatenție, sau a nu dat telefon din cauza ambiției, este o mare greșeală, din ce cauza este o mare greșeală a nu da telefon din cauza ambiției. Un adjectiv era roșu din cauza efortului, din ce cauza era roșu din cauza efortului, băiatul era palid de teamă, din ce cauză era palid de teamă? El era galben de supărare. Din ce cauză era galben de supărare? Avem aici roșu, palid și galben, adjective. Poate să mai determine o interjecție predicativă. Este adevărat că acest lucru se întâmplă foarte rar. Și câinele țuși în cușcă de frică. Mai găsim și alte exemple. Din ce cauză țuși de frică? Sau un alt fel, iarăși îl întâlnim în această situație foarte rar. El mergea încet din pricina emoției. Din ce cauză mergea încet din pricina emoției? Încet este un adverb pentru că determină un verb. Din ce cauză? Cum mergea încet? Trecem mai departe la prin ce se exprimă complementul circumstanțial de cauză. Complementul circumstanțial de cauză se poate exprima prin substantiv, a spart paharul dintr-o greșeală sau nu vorbește despre cele întâmplate de teamă. Din ce cauza spart paharul dintr-o greșeală? Din ce cauza nu vorbește? De teamă. Ambele substantive, greșeală și teamă, se află în cazul acuzativ. În cazul genitiv, putem avea următorul exemplu. Din cauza colegului, ai fost pedepsit și tu. Din ce cauza ai fost pedepsit și tu? Din cauza colegului. Complementul circumstanțial de cauză se poate exprima și prin
adjectiv cu prepoziție sau cu locuțiune prepozițională. A plâns de bucuros sau a uitat de bătrân ce este. I-a venit rău de nemâncat, da? Sau am pierdut meciul din cauza voastră. Avem aici prepoziții de sau din cauza, care este o locuțiune prepozițională pentru cazul genitiv. Poate fi exprimat și prin pronume. Nu moare din asta un acuzativ, asta fiind un pronume demonstrativ de apropiere, sau din pricina lui ambele cazuri, lui pronume personal, precedat de locuțiunea prepozițională pentru cazul genitiv din pricina, sau din cauza acelora am fost și noi certați, din ce cauza am fost certați, din cauza acelora avem aici un pronume demonstrativ de apropiere, precedat de locuțiunea prepozițională pentru genitiv, din cauza. Poate să se mai exprime prin numeral cu valoare substantivală, pentru cei doi te-a pedepsit, din ce cauze sau din ce pricină te-a pedepsit pentru cei doi, avem cei doi numeral cardinal cu valoare substantivală precedat de prepoziția simplă pentru, sau a pierdut jocul din pricina amândurora, în cazul genitiv, datorită locuțiunii prepoziționale din pricina. Se mai poate exprima complementul circumstanțial de cauză, se mai poate exprima și printr-un verb, la modul geruțiu. Ne observăm greșeala, n-a mai corectat. Din ce cauză n-a corectat? Din cauza că nu a observat. Sau, începând vântul, ne-am întors acasă. Din ce cauză ne-am întors acasă? Din cauza că vântul a început. Se mai poate exprima și printr-un adverb precedat de prepoziție. De repede ce fugea, nu-l ajungea nimeni. Da? Din ce cauză nu-l ajungea nimeni? Pentru că fugea foarte repede. Dar se mai poate exprima și printr-o locuțiune adverbială de cauză. Ploua și de aceea am stat în casă. Sau stăm în casă. Bun. Trecem mai departe, la topică și punctuație. Ne reamintim de anul trecut că acest complement circumstanțial de cauză, de obicei, stă după cuvântul determinat și nu se desparte prin virgulă decât dacă vorbitorul consideră că legătura cu aceasta este foarte slabă. Așezat, atenție, așezat la începutul enunțului și exprimat printr-un verb la gerunziu sau printr-un adjectiv, complementul circumstanțial de cauză se desparte obligatoriu, prin virgulă, împreună cu toți determinanții săi. Așa cum avem un exemplu. Deci dacă l-avem exprimat printr-un adjectiv de invidios, nu l-a felicitat, din ce cauză nu l-a felicitat de invidios, sau printr-un verb la gerunziu, împreună cu toți determinanții săi, sosind prea târziu acasă, nu l-a mai deranjat, din ce cauză nu l-a mai deranjat? Din cauza că a sosit prea târziu. Sau, nerepetând lecția, nu și-a amintit totul. Din ce cauză nu și-a amintit totul? Din cauza că nu a repetat lecția. Am ales câteva aplicații din manualul editurii Humanitas pentru clasa a 8-a. Le găsiți la pagina 200, după lecția complementului circumstanțial de cauză. Avem exercițiul 1, care ne cerea să răspundem printr-un enunț, completând răspunsul cu un complement circumstanțial de cauză. Și anume, de ce tremur? Tremur de frig. Am ales un exemplu. Din ce cauză? Tremur de frig. Sau, de ce te-ai înfuriat? M-am înfuriat din cauza lui. Sau, de ce a fost amendat șoferul? Șoferul a fost amendat din pricina vitezei. Da? Din ce cauză? Din pricina vitezei. Și aveți aici mai multe complemente circumstanțiale de cauză, unul precedat de prepoziția simplă de, celelalte două precedate de locuțiune prepozițională în cazul genitiv. Am ales și exercițiul al doilea, tot din manualul Humanitas, care ne cere să completăm spațiile libere de mai jos cu prepoziții sau cu locuțiuni prepoziționale care se intre în componența complementelor circumstanțiale de cauză. Și avem aici așa,
N-am putut merge la film, puncte, lipsei de bani. Eu am zis că am putea să completăm aici cu o locuțiune prepozițională pentru cazul genitiv. Și anume, din cauza. Da? N-am putut merge la film din cauza lipsei de bani. Sau, păsările au murit, puncte, putem să punem o prepoziție pentru cazul acuzativ de păsările au murit de foame. Sau, s-a lovit din neatenție. Da? Și mai avem încă trei exemple. Este frânt puncte de oboseală, ca să vedem. Opriți-vă, nu merge. Nu mai vreau. Și mai avem încă trei exemple. Și anume este frânt, puncte. Am să folosesc o locuțiune prepozițională pentru cazul genitiv. Din pricina. Din pricina. Nu merge din pricina. Am să șterg că avem oboseală. Este frânt de oboseală. Este frânt de oboseală. Puncte, timiditate, nu a reușit să facă o demonstrație clară. Și avem aici, din timiditate, nu a reușit, ar fi trebuit să scriu cu literă mare, că este început de emoți. Din timiditate, nu a reușit să facă o demonstrație clară. Și puncte, ce? S-a făcut polei și avem aici tot început de enunț cu literă mare, de atâta ce s-a făcut polei. Avem complementele circumstanțiale din cauza lipsei. Pe urmă avem de foame. Un alt complement, din ce cauza a murit, s-a lovit din neatenție, atât, bun, și mai avem aici de oboseală, Întârziind tremul, n-am prins legătura și bunic.
bunica, îngrijorându-se, i-a dat telefon mamei. Din pricina ei, toată familia a intrat în panică. Întârziind trenul, aici punem virgula, întârziind trenul, n-a prins legătura și bunica, virgula, îngrijorându-se, a pus o paranteză imediat, îngrijorându-se, așa, i-a dat telefon mamei. Din pricina ei, toată familia a intrat în panică. Trecem la următorul exercițiu, și anume, avem câteva aplicații. Identificați complementele circumstanțiale de cauză și precizați prin ce părți de vorbire se exprimă. Avem câteva exerciții. Ascensorul a rămas blocat între etaje din cauza opririi curentului electric. Din ce cauză a rămas blocat? Din cauza opririi curentului, substantiv comun, simplu, caz genitiv, datorită prepoziției. Foile de scris au zburat de pe birou din pricina unui curent de aer. Din ce cauză au zburat? Din pricina unui curent, substantiv comun simplu, atenție, avem precedat de articolul nehotărât unui și este în cazul genitiv. Paharul a căzut pe gresie și de aceea s-a spart, așa cum am arătat, de aceea este o locuțiune adverbială de cauză. Copiii au întâlnit doi câini fără stăpân și din cauza celor doi au întârziat. Din ce cauză au întârziat? Din cauza celor doi. Avem un numeral marginal cu valoare substantivală și este precedat de locuțiunea prepozițională în cazul genitiv din cauză. Uitând ochelarii acasă, n-a putut citi. Din ce cauză n-a putut citi? Uitând, din cauza că a uitat ochelarii. Avem un verb predicativ la un mod nepredicativ la genunchi. De mâhnit nici nu vorbea. Din ce cauză nu vorbea de mâhnit? Este un adjectiv provenit din verb la participiu. Am pierdut cartea din cauza ta. Avem aici un adjectiv pronominal posesiv, precedat la fel de locuțiunea prepozițională pentru cazul genitiv, din cauza. Din pricina acesteia m-a certat profesorul. Din ce cauză m-a certat profesorul? Din pricina acesteia. Pronume demonstrativ de apropiere precedat de locuțiunea prepozițională pentru cazul genitiv din pricina, râdea de bucuroasă foarte tare, de bucuroasă este un adjectiv propriu-zis. Aceasta a fost lecția noastră de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună! La revedere!